Oamenii legii atrag atenția că în această perioadă în piețe își fac apariția comercianți care scot la vânzare ilegal materiale pirotehnice. Polițiștii Megidien recomandă părinților să supravegheze copiii cu atenție, deoarece pot fi expuși incidentelor survenite în urma folosirii necorespunzătoare a obiectelor de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Una dintre cele mai profitabile afaceri din această perioadă este vânzarea petardelor și artificiilor, așa că oamenii legii vor efectua mai multe controle pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislației privind obiectele pirotehnice. Ținând cont de toate dispozițiile forurilor superioare, misiunile interne, IGPR, IPJ Constanța, polițiștii din Medgedie în ultima perioadă de timp au acționat cu prioritate pe aceste în centru, în piața nord, peste tot pe unde de obicei se comercializau astfel de bunuri. Au fost confiscate ceva produse de acest gen, s-au făcut vreo două dosare penale pentru cei care n-au înțeles, pentru că noi înainte de acest am făcut un apel și cu dumneavoastră și cu ceilalți. Cei care n-au înțeles au fost sancționați și au fost cercetați, vor fi cercetați penal pentru faptele care le-au făcut. Recomandăm tuturor să înțeleagă că nu este ceva bine pentru noi sau pentru dumnealor, este ceva care trebuie să întâmple, să fie o dată pentru ordine, siguranță publică, iar în al doilea rând, dumnealor se expun la anumite probleme din punct de vedere penal. La fel am făcut un apel către toți comercializanții, să spunem așa, societăți comerciale, buticuri și toate celelalte, pentru a lăsa acest păcat, să-i spunem așa, pe care de obicei îl aveau în această perioadă, ținând cont că s-au mulțit și pedepsele și s-au ridicat foarte mult sancțiunile. Un mesaj pentru locuitorii Medgidiei, din partea mea personală, a Poliției Medgidia, pentru dumneavoastră, un la mulți ani călduros, un an mai bun cu tot ceea ce vă doriți dumneavoastră și sperăm să fie mai bine pentru toată lumea. Materialele pirotehnice pot fi comercializate doar în spații destinate vânzării unor astfel de articole, numai după obținerea autorizației de deținere și comercializare din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă și Inspectoratului de Poliție Județean și după obținerea acordului din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța. Poate de aceea, dacă în anii trecuți la Medgidia comercianții erau cu sutele, în acest an îi poți număra pe degete. Anul trecut am avut artificiile de brad la 1,50 lei, acum le avem la 2 lei. Fiind crescând dolarul, noi le-am cumpărat în funcția dolarului. Vreau să vă întreb ce își pot achiziționa cetățenii din Medgidia venind la dumneavoastră. Artificii F1, cele care nu se ridică la sol și tot ce face parte din F1, care sunt clasificate. Sunt bețele acelea care sunt clasificate, care se joc copiii fără risc. Deci aveți pentru toate categoriile, inclusiv pentru copii? Aproape numai pentru copii. Deci majoritatea pentru copii. Pentru oameni mari s-a terminat. Da, știm că este foarte greu în ziua de astăzi să obții de la ISU acordul, da? Dumneavoastră sunteți singurul din Medgidia care aveți acord, nu? Da, sunt singur cu care am îndeplinit condițiile pentru ISU. Foarte, foarte greu. Nu mă așteptam, că știam că se acordă ISU, îl dă foarte greu, așa nu mai mă încurcam să comercializez artificii. Neîndeplinirea condițiilor legale privind inscripționarea pe ambalajul obiectelor artizanale de distracție, fabricate și confecționate pe bază de amestecuri pirotehnice, în limba română, a denumirii categoriei din care fac parte, instrucțiunilor de folosire, termenului de garanție, precum și pericolelor care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor, se sancționează cu amendă de la 5.000 la 7.500 de lei.